ziua vă salută Tatiana. Vom continua lucrarea noastră, proiectul nostru și, folosind culoarea roșie, noi vom lucra un număr de 8 de lanți. Acestea vor fi baza pentru petala trandafirului. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Din acest moment ne vom întoarce înapoi și în corespondența fiecărui ochi de lanț noi vom lucra un piciuruș scurt. Deci la sfârșit vom avea un număr total de 8 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 8 piciorușe scurte, vom face 2 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea, luăm firul de croșet și în corespondența primului piciuruș scurt din rândul anterior, vom face un piciuruș dublu redus, luăm firul de croșet, vom intra în corespondența aceluiași piciuruș, vom face cel de-al doilea piciuruș dublu redus, apoi vom continua. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar în corespondența ultimului picioruș scurt din rândul anterior, vom face din nou o înmulțire. Deci vom avea un total de 10 piciorușe dublu reduse, 2 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom face un picioruș dublu redus. Deci, pentru un total de 12, vom face piciorușe dublu reduse. Ajunse la capătul rândului, vom face din nou 2 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea, firul pe croșet și în corespondența primului piciuruș vom face o mulțire de piciuruș dublu redus. Vom continua cu piciurușe dublu reduse până în corespondența ultimului piciuruș, unde vom lucra din nou o mulțire. Aici lucrăm înmulțirea și am obținut un total de 14 piciorușe dublu reduse, 2 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș vom lucra un picioruș dublu redus. Ajunse la capătul rândului, vom face din nou 2 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea și în corespondența primului picioruș vom face o înmulțire. Continuăm cu piciorușe dublu reduse până la sfârșitul rândului. În ultimul picioruș vom face o mulțire și astfel vom obține un total de 16 piciorușe dublu reduse. Corespondența ultimului piciuruș voi face înmulțirea. Două ochiuri de lanț voi întoarce lucrarea. În corespondența fiecărui piciuruș din rândul anterior voi face un piciuruș dublu redus pentru un total de 16 piciorușe. Ajunse la capătul rândului, voi face din nou două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea și voi lucra un nou rând de 16 piciorușe dublu reduse. Încheiat și acest rând, 2 ochiuri de lanț, am realizat firul pe croșet, voi intra în corespondența primului piciuruș, voi face piciuruș dublu redus, voi continua
astfel pentru un total de 14 piciorușe reduse, deci 14. Ultimele două piciorușe le vom scădea. Eu am scăzut în acest mod, am luat vară din nou firul pe croșet, am intrat în penultimul picioruș, am extras firul, firul din nou pe croșet, am intrat în corespondența ultimului picioruș, după cum vedeți am aici 5 fire, le-am închis pe toate împreună, apoi două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, în corespondența ultimilor două piciorușe voi face din nou o scădere, felul acesta, două ochiuri de lanț, voi întoarce și voi continua piciorușe două reduse, iar la sfârșitul rândului voi lucra din nou o scădere. Practic, la sfârșitul fiecărui rând, noi vom face o scădere. În felul acesta voi da forma acestei petale și voi da și dimensiunea necesară pentru a realiza rochița păpușii noastre. Am ajuns la capătul rândului, am făcut cele două ochiuri de lanț, acum mă întorc din nou cu piciorușe dublu reduse până la sfârșitul rândului, unde voi lucra din nou cu scădere. În felul acesta eu am realizat petalele, pentru că va fi nevoie să facem un număr de 4. Deci, vom continua. Ajunse la sfârșitul rândului, realizăm o nouă scădere, două ochiuri de lanț, întoarcem lucru și continuăm. Eu am încercat mai multe modalități de petale și am ajuns la concluzia că aceasta este cea mai nimerită, atât ca dimensiuni, cât și ca modul în care se poate realiza. La sfârșitul rândului lucrez o nouă scădere. Voi sta cu dumneavoastră până termin această petală, două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și reiau numărul cu piciorușele dublu reduse. La sfârșitul rândului, o nouă scădere. Două ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrarea și reiau lucrarea. Aici voi face o nouă scădere, două ochiuri de lanț, întorc lucru,
scădere. 2 ciuc de lanț. 3 au piciorușele dublu reduse. Pe măsură ce înaintăm, bineînțeles, numărul piciorușelor va fi din ce în ce mai scăzut. Deci totdeauna ultimele două piciorușe vor fi scăzute. Două ochiuri de lanț. Mă voi întoarce înapoi. Aici va urma scăderea. Și vom închide toate împreună. Am explicat în modul în care doamnele începătoare să poată înțelege ceea ce fac. Acum voi închide, iar capătul de fir îl vom ascunde. Așa cum vă spuneam, în felul acesta avem nevoie de 4 petale, celelalte eu le-am lucrat deja, aceste petale apoi le vom coase. Mi-am pregătit acum coață, acum voi lua prima dintre petale, o voi așeza în felul acesta, exact în corespondența primului rând cu coarea verde și voi începe să cos, atașând petala lucrării. Când vom ajunge aproape la sfârșitul rândului, cam în corespondența celui de-al șaselea picioruș scurt, vom atașa un pic deasupra, în felul acesta, petala următoare. Acest tutorial va fi un pic mai lung, deoarece este mai mult de lucru, însă eu cred că merită. Așa cu atenție. Și din nou, când ajungem cam în corespondența celui de-al șaselea picioruș scurt, vom atașa următoarea petală. Felul acesta. Le vom pune un pic suprapuse una peste cealaltă. Și astfel vom îmbrăca de jur împrejur păpușica care este în interior. Ultima petală, felul acesta, și voi continua să cos. Bine,
bineînțeles, dacă este nevoie, vom coase în modul în care să fie perfect stabile aici pe cutiță. Deci, vom face un alt rând de cusături pentru a-i da stabilitate. După ce am terminat de cusut petalele, voi scurta firul și așa se prezintă. Să vedem. Cam așa se prezintă. Foarte mult depinde de modul în care veți atașa aceste petale, modul în care le aranjați. Acum, eu voi continua lucrând mânuțele. Pentru mânuțe, voi porni în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat și voi lucra un număr de 6 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Avem 3, vom întoarce în felul acesta. Deci am încheiat primul rând, voi continua alte 5 rânduri. În felul acesta vom lucra 2 mânuțe. După ce am lucrat mânuțele, le atașăm de o parte și de cealaltă a căpușorului. Cu acul le coasem în modul în care să fie simetric aranjate. Că nu reușesc să intru aici, am și camera în față pentru că doresc ca dumneavoastră să vedeți cât mai bine și nu este dificil să văd exact cine nu poate coase, nu poate lipi chiar și cu silicon, însă este de preferat să coase. Folosesc întotdeauna acul pentru cusut lână, pentru că are gaură mare, chiar dacă vârful nu este ascuțit și este mai dificil de lucrat, dar este mult mai ușor să înfilăm firul. Iar acum capătul de fir îl vom ascunde. Firul galben, voi face un număr total de 36 ochiuri de lanț. Primul, 2, 3, vom continua până la 36. Lucrate cele 36 de ochiuri de lanț, mă voi întoarce în primul ochi de lanț și voi face un piciorus scurt, firul pe croșet. Voi continua în următorul și voi face un picioruș dublu redus, firul pe croșet. Voi continua lucrând un picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi face un fir alunecat în următorul picioruș. Apoi voi relua firul pe croșet. Voi face în următorul un picioruș dublu redus, voi continua cu două piciorușe duble. În
voi relua toată această secvență până la sfârșitul rândului. Ajunse la capătul rândului, vom lăsa firul un pic mai lung, vom tăia, vom închide lucrarea și cioacul, bineînțeles, vom forma un mic trandafiraș în felul acesta, care apoi va fi aplicat pe căciulița păpușelii noastre. Deci vom folosi acul și vom forma acest trandafiraș. Și cum vă spuneam, este un tutorial un pic mai lung, deoarece sunt mai multe lucruri de realizat. Uitați-vă. Încet cu atenție vom prinde. Sper că va fi mult mai atrăgătoare. Uitați-vă, trandafirajul pe care apoi îl vom aplica aici pe căciulița păpușii noastre. Vom coase singure. După ce am pus trandafirajul pe căciulița cu firul verde, vom face un număr de piciorușe scurte, atât cât să fie de jur împrejurul piciorușului trandafirului nostru, florii noastre. Voi porni direct în modul în care v-am arătat piciorușul scurt și ochiurile de lanț în același timp și voi face două. Număr de ochiuri cât să am de jur împrejur. Deci realizez și ochiul de lanț și piciorușul scurt în același timp. Cine a urmărit tutorialul încărcat pe canal a văzut modul în care se realizează. Sper nu am nevoie să mă întorc, să merg înainte și înapoi, este mult mai ușor. Eu am realizat un total de 14 piciorușe scurte. Iar acum, ajuns la capăt, voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și mă voi întoarce în jos cu fir alunecat. După care voi intra cu fir alunecat în următorul cioruș și voi continua lucrând două, trei piciorușe scurte, voi face cel de-al patrulea și din nou voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și mă voi întoarce la bază cu
fir alunecat. În felul acesta vom face partea de jos a florii. Și am ajuns aici, la capăt, și voi face fir alunecat în următorul picioruș, astfel îi dăm stabilitate. Voi continua astfel până la sfârșitul rândului, voi dispune așa în modul în care reușesc patru astfel de firicele. Care apoi vor da un aspect plăcut. 2, 3, 4, 5. Deci vom continua singuri și ne vom reîntâlni. Ajunse la capătul rândului, vom lăsa o bucată de fir pentru cusut și vom scurta. Vom închide lucrarea, iar această parte o vom atașa aici, jos, la piciorul florii și o vom coase. Vom coase singure. Ajuns în acest punct, nu ne rămâne decât să aplicăm ochișorii. Voi aplica o pereche de ochișori cumpărați, voi folosi lipiciul lichid, așa cum știți că folosesc în foarte multe lucrări ale mele. Îi voi fixa în mod simetric, cât posibil. Și apoi vom face gurița și păpușica noastră este gata. După ce am lipit ochișorii, sperăm să fie bine amplasați aici, vom face apoi gurița cu un fir roșu. Dacă aveți un fir mai subțire, cu atât mai bine, vă face o mică guriță. Lucrăm încet. Așa, un surâs. Dau stabilitate firului. Sper să nu fie prea. Și voi ascunde acest capăt de fir. Vă rog să scuzați zgomotele. Eu am început foarte devreme să filmez, însă timpul trece imediat și voi începe gălăgia. Voi ascunde capătul de fir și mă voi reîntoarce. Iar acum prezentarea finală, așa se prezintă lucrarea noastră, în momentul în care vom da jos detaliile, avem aici, în mijloc, păpușica, vedem să o torc spre dumneavoastră. Eu sper să vă placă acest proiect. M-am străduit să fie cât mai mult pe placul dumneavoastră. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți. De ce nu? Eu am pus-o aici într-un suport și sunt în picioare. Vă salut ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc. Sunt Tatiana Andrie și vă aștept din nou alături de mine. Vă doresc o zi minunată, o zi binecuvântată și în același timp doresc să urez un călduros la mulți ani tuturor celor care mâine își vor sărbători ziua de naștere, Sfântul Gheorghe, deci cei care se numesc Gheorghe și toate derivatele acestui nume. Din nou vă îmbrățișez cu drag, vă salută Tatiana, la revedere!